Bună ziua, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă invit să urmăriți emisiunea Bursa de Sănătate. Vom vorbi astăzi despre fibromul uterin, care nu mai este apanajul persoanelor de vârsta a doua. Statisticile spun că incidența acestei afecțiuni este de 40% la femeile mai tinere de 35 de ani. Invitatul meu de astăzi este doctorul Bogdan Dorobăț, medic primar, șef de secție radiologie intervențională și terapie endovasculară a Spitalului Universitar București. Bună ziua și bine ați venit, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Sper că am zis bine secția. Da! Faceți și terapie endovasculară. Exact, da, de fapt, la acest lucru ne referim când vorbim de embolizarea fibromului uterin, dar până atunci vreau să vă întreb ce este fibrom uterin, de fapt, și cum apare el. Fibrom uterin este o tumoră benignă, care... Adică nu malignă, nu canceroasă. Este foarte important de explicat pacientului și multe ne întreabă și încercăm să le explicăm, să înțeleagă foarte clar că fibrom uterin nu este cancer. Este o tumoră benignă. Ca să spunem așa direct, nu se moare. De ea, da? Că nu e o boală atât de gravă. Și, e adevărat. Și iarăși este foarte important de explicat, pentru că iarăși o parte din paciente întreabă, nu se transformă în ceva malign. În cancer, nu. Da. Alea sunt cazurile atât de rare încât sunt câteva raportate în literatura de specialitate. Deci discutăm despre o tumoră benignă care afectează un mare procent din populația feminină. Se pare că undeva în jur de 25% din totalul femeilor, mai răspândit peste 40 de ani și care creează diferite probleme. Ce se întâmplă efectiv? Se îngroașă pereții uterului? Este un dezechilibru hormonal și apare o dezvoltare, o îngroșare la nivelul miometrului. Se constituie niște formațiuni, hai să le spunem, musculare, care pot da probleme mai devreme sau mai târziu. Până să ajungem la aceste simptome, deci am înțeles că până la urmă este o tumoră benignă, nu canceroasă. De un dezechilibru hormonal, nu se cunosc foarte clar mecanismele de apariție. Dar poate să ascundă un fibrom, un cancer, să zicem, adică să nu se vadă de fapt un cancer care nu are nicio legătură cu fibromul uterin? Ar putea să ascundă. Și o să vă explic imediat de ce. Și de aceea e important ca femeile, mai ales peste 30-35 de ani, să-și facă un examen Papa Nicolau, cel puțin o dată pe an, să fie văzute de către un medic ginecolog, cel puțin o dată pe an. Cum ar putea să ascundă? De multe ori, fibromele uterine dau sângerări. Și așa pacienta află că are un fibrom uterin. Poate unele dintre ele neglijează această problemă, știu că au un fibrom uterin care sângerează, se obișnuiesc cu acele sângerări, nu dau importanță, să nu intrăm în alte discuții de ce nu vin la doctor, și poate această sângerare să ascundă un cancer care dă și ăla, poate să dea sângerări, pacienta știe că de fapt sângerează pe un fibrom uterin, dar de fapt există și un cancer care apare paralel cu acest fibrom. Și atunci un Papa Nicolau ar lămuri această problemă? Exact. Curetaj biopsic care este făcut de către medicul ginecolog și care poate să lămurească dacă sunt probleme din acest punct de vedere. Repet, nu are nicio legătură una cu alta, dar de multe ori simptomele pot fi asemănătoare. Să insistăm pe simptome. Ați spus că sângerările, cât sunt abundente aceste sângerări, bine, în afara ciclului menstrual, cred că e logic că se întâmplă, sau nu? Nu neapărat. Deci de multe ori fibromul nu dă niciun fel de simptom. Și pacienta se trezește accidental la un consult ginecologic sau poate observă că îi crește burta și se trezește că are un fibrom de mulți centimetri, 6, 7, 10 centimetri mărime, pentru că nu i-a dat niciun fel de simptom. Nu s-a prezentat la doctor și descoperă accidental după niște ani că are acest fibrom uterin. Înțeleg că este un fibrom gigant dacă are 8, 9, 10 centimetri. Este un fibrom destul de mare. Și crește poate... în an de zile, nu, da, nu se întâmplă într-o lună. Absolut, crește în an de zile. Acestea, spun eu, sunt cazurile poate puțin nefericite, pentru că femeia nu are niciun simptom și atunci nu află că are un fibrom uterin. De aceea le explicăm pacientelor că uneori e bine dacă au sângerări. În timpul ciclului observă că au un ciclu mai abundent sau încep să aibă sângerări între cicluri,
Se întâmplă, am paciente care sângerează 3 săptămâni, chiar o lună de zile, în continuu sângerează și atunci se anemizează în primul rând. Este adevărat, dar atunci poate și pacienta devine mai atentă, devine mai conștientă că are o problemă și se prezintă la doctor și se descoperă fibromul mai devreme. Deci sângerările ar fi un simptom. Exact, este și este poate cel mai răspândit. Ușoarele sau micile hemoragile duc către doctor mai repede și atunci așa se pune diagnosticul. De regulă, da, așa ar trebui. Și care ar mai fi alte simptome? Ați spus că la un fibrom mare, de, fibrom să zicem 11 mare, cm, crește și abdomenul crește în abdomenul. Mărime. Că nu-i semn de grăsime, poate fi acum un semn de... Acum avem o discuție și vă spun din experiență. Dacă pacientul are undeva spre 50 de kg, poate observă mai repede că îi crește abdomenul. Dacă pacienta este mai supraponderală, s-ar putea să nu remarce că îi crește abdomenul. Deci asta este din paranteză, în paranteză din experiența avută. Sigur că avem o formațiune voluminoasă care poate să apese pe vezică și atunci femeile urinează mai frecvent. Uneori își dau seama de acest lucru, uneori iarăși se păcălesc spunând că poate au infecție urinară, au mai avut, cum se vorbește în termen popular, cistite sau inflamații pelvine și nu se leagă de un fibrom uterin. Sau femeile care au născut pe cale naturală, exact, au poate această au rămas, problemă și da, au rămas fără să fie prolaps, neapărat bolnavă. E adevărat. Poate să, un fibrom poate să apese pe colon, deci pe intestinul gros și poate apărea fenomene de constipație. Iarăși aici uneori pacientele își dau seama că ceva s-a schimbat sau unele dintre ele au o constipație habituală pe care știu și care știu să s-au obișnuit cu ea și nu dau importanță acelor simptome. Se pot întâmpla să aibă dureri de spate. Care, de iarăși, ce dureri de spate? Tot prin apăsarea posterior, presiune da, la nivelul coloanei, la nivelul nervilor care pleacă din coloană și pot apărea probleme. Uneori pacientele sesizează acest lucru și se gândesc să-și facă un consult ginecologic, alteori se gândesc că e o problemă de coloană și nu dau niciun fel de importanță. Dar trebuie să accentuăm că după 35 de ani, orice femeie trebuie să-și facă anual un consult ginecologic și atunci depistarea fibromului este automat se face. Numai nu este lăsat este o problemă să se de educație medicală, care nu vreau să intru în iar ca să nu mai spun că acest control ginecologic se poate face în ambulatorile de specialitate de stat și este, acoperit de asigurarea de sănătate. În mod normal, orice femeie ar trebui să-și aibă medicul ginecolog al ei, cu care poate a născut, cu care sau vrea să nască la un moment dat, care o vede din când în când. Deci, așa cum poate avem dentistul nostru, așa cum poate avem medicul pediatru pentru copii, așa femeile ar trebui să-și aibă medicul ginecolog al lor, care le vede din când în când, în care ele au încredere și care este în măsură să depisteze din timp o afecțiune la nivel genital. Și care, sigur, acest medic ajunge să le cunoască atât de bine încât atunci își dă seama de o modificare. Deci e foarte important ca după 35 de ani, doamnelor, să faceți un control anual, un control la medicul ginecolog, care se face normal, te duci la medicul de familie, să iei un bilet de trimitere, deci nici măcar costisitor, nu este? Toate aceste lucruri sunt de contat de asigurările să previi decât să tratezi sănătate. Ulterior. Sau, sigur, sunt atâtea clinici private care fac acest lucru, dar spuneam în prezentarea mea că sunt și femei sub 35 de ani care fac fibrom uterin. Și vă întreb, nașterea normală, nu prin cezariană, favorizează apariția unui fibrom uterin? Este... Eu nu știu un să risc? Existe o diferență. Nu, din punctul meu de vedere, nu sunt ginecolog, dar din experiența mea de 12 ani în care mă ocup de fibrome uterine, nu știu clar să existe o legătură între naștere și apariția unui fibrom uterin. Am văzut fibrome uterine la paciente de 18 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, de aproape 50 de ani, deci nu, care au născut, n-au născut, au avut mai mulți copii sau n-au avut nicio sarcină. Nu cred că este o legătură foarte clară din acest punct de vedere. Deci nu există un risc, se poate naște normal, e mai bine și pentru femeie și pentru copil. A, legat de naștere vorbiți.
Sigur, aici e o discuție destul de amplă, o discuție medicală. Nu, ca să favorizeze un timp exact apariția unui fibrom uterin, dar dezechilibru hormonal înseamnă singura cauză cunoscută și certă, studiată. Deci nu are nicio legătură cu sarcina sau cu nașterea. Așa, vine o femeie care este diagnosticată. Cum se pune diagnosticul fibromului uterin? Iar e în foarte important. Rând, primul lucru este consultul ginecologic, consultul clinic, la care medicul ginecolog la examenul clinic simte o formațiune la nivelul uterului și examenul paraclinic care de elecție este ecografia uterină. Nu e suficient, nu mai trebuie tomograf, nu mai trebuie RMN. 99% din cazuri nu e nevoie de tomografie sau de RMN. O ecografie bine făcută, corect făcută de către o persoană, un medic cu experiență, poate să vizualizeze suficient de bine formațiunile de la nivelul uterului. Vede foarte bine și ovarele, se pot măsura tot ce este de măsurat, este suficient din punctul ăsta de vedere. De obicei, ecografiile le fac tot medicii ginecologi. Sunt puține cazuri în care se ajung la un specialist în imagistică. Și medicii ginecologi fac ecografii și radiologii fac ecografii. Sigur că eu, fiind radiolog la bază, o să spun că radiologii le fac mai bine, că pentru că asta fac în mod curent. Deci cei care fac ecografie au învățat lucrul acesta, au învățat și au experiență. Gândiți-vă că totuși medicul ginecolog face și examen clinic și operează, mai face din când în când și ecografie. E greu să le faci pe toate foarte bine. Este bine ca cel care face ecografii să facă ecografii 6, 8, 10 ore zilnic, de dimineață până în seară sau cât are programul, și știi foarte bine că ceea ce vede, vede bine. Atunci, adică e greu să le faci pe toate bine. Ar trebui să le spunem doamnelor care ne privesc că e bine să aleagă totuși un ecografist, un imagist, un radiolog. Ecografie tot timpul. În mod curent, pentru că cu siguranță atunci nu există niciun dubiu, dar mă gândesc că la un fibrom mare, pe acela îl vede cam oricine. Am înțeles, dar am văzut cazuri și cazuri și rezultate venite la paciente din țară unde s-au păcălit, n-au văzut sau au văzut și de fapt nu era fibrom uterin și poate au văzut vezica, nu, da? Deci am văzut cazuri în care măsuraseră vezica urinară și s-au spus că e fibrom uterin. Deci am înțeles până acum că la orice vârstă se poate face fibrom uterin. Care este cea mai tânără pacientă pe care ați avut-o? 12 ani. La 12 ani, am avut un caz special, o fetiță la 12 cu ani, fibrom uterin, fibrom de vreo 9-10 cm și mare. A avut un dezechilibru hormonal acel copil? Probabil putea, că da, nu știu, mi-e greu să vă spun din punctul ăsta de vedere. Am fost solicitat de către colegii din spital de la ginecologie, am embolizat-o, știu că a mers foarte bine după era aceea. Era virgină fetița? Întrebă, la 12 ani, întrebă. Cred că da, nu știu, dacă 90% da. Nu, oricum nu are nicio legătură și... Și acel copil s-a recuperat după tratament în proporție de 100%? Inițial se gândiseră că poate e nevoie și de intervenția chirurgicală, totuși e greu să iei decizia la 12 ani să umbli la nivelul uterului și a mers foarte bine după embolizare, n-a mai fost nevoie de intervenție chirurgicală. Ulterior nu știu să vă spun cum a mers pacienta, dar știu că atunci în primele luni a mers foarte bine și ginecologii erau mulțumiți de evoluție. Deci am văzut simptomele, am văzut cum se pune diagnosticul și ecografia făcută, sigur, de un profesionist, exact, de un medic care știe să facă acest lucru, este indubitabilă. Și acum ajungem pe tărâmul dumneavoastră, domnule doctor, la tratament. Sunt trei tipuri de tratamente, nu? Da. Repet, în mod normal, pacienta este văzută de către medicul ginecolog și medicul ginecolog este cel care ar trebui să îi prezinte toate metodele de tratament cu plusuri și cu minusuri pentru fiecare. Ar trebui, dar nu se întâmplă acest nu lucru. Întâmplă. Haideți să lămurim noi aici se și acum. Nu se, sigur, se întâmplă la dumneavoastră în spital și poate să mai întâmplă, se întâmplă pentru că lumea în una, două locuri din țară. Și are beneficiile ei. Este o metodă cu mare, bune, foarte bune rezultate, de vreme ce totuși de 12 avem în continuare paciente care ni se adresează. Dacă este să discutăm despre metodele de tratament, cele trei mari grupe de tratament sunt tratamentul medicamentos, care este recomandat de către ginecolog și dacă credeți că este cazul, putem dezvolta puțin subiectul și părerea mea când despre tratamentul neapărat, medicamentos. Pentru că e bine să a doua metodă reprezintă această embolizare a arterelor uterine,
Iar a treia metodă, care este tot apanajul ginecologilor, este metoda chirurgicală, unde putem discuta de miomectomie, care înseamnă doar scoaterea fibromului și ținerea uterului pe loc, sau histerectomie, care înseamnă scoaterea întregului uter. Și din păcate puține sunt cazurile când se face reușește mai conservarea mult decât trebuie, mai mult decât uterului. Deci, dar totuși aceasta este ultima opțiune și uneori nu există așa decât ar trebui să fie, opțiunea ultima opțiune chirurgicală. Așa și ar trebui să ar trebui să le spunem telespectatorilor noștri că în Statele Unite ale Americii până la urmă sunt standardizate toate aceste etape. Chiar la chirurgie, chirurgia este o disciplină scumpă, chiar și în ginecologie, este ultima opțiune medicală. Prima dată se parcurge calea medicamentoasă pe care a amintit-o domnul doctor, embolizarea, deci partea mini-invazivă, care nu înseamnă chirurgie, și în ultima instanță, când lucrurile nu se pot rezolva, se recurge la chirurgie. Deci dacă alții pot și pot să, până la urmă, să economisească bani, să economisească fonduri, ar trebui să discutăm și noi foarte serios. Problema este că în România discuția se pune puțin invers din punct de vedere al costurilor față de America. Un gest chirurgical este mult mai prost plătit sau mai puțin plătit decât o terapie endovasculară, unde trebuie să folosești niște materiale care costă niște sume de bani și n-ai cum să eviți aceste costuri. Pe lângă, în comparație cu o intervenție chirurgicală, unde un bisturiu și niște ață chirurgicală costă mult mai puțin. Numai că problema în România este că nimeni nu socotește cheltuielile totale ale tratamentului unui pacient. Nimeni nu socotește cât înseamnă să stea pacientul măcar 24 de ore la terapie intensivă. Nimeni nu socotește antibioticele. Absolut. Ajunge și la discuția aceea. Că nimeni nu socotește costul global al pacientului până cât stă acasă, cât stă în concediu medical, până se reintegrează în societate, până începe să muncească, să plătească taxe. Da? Deci nimeni nu socotește. Poate după embolizare, să spunem că după o săptămână este înapoi în câmpul muncii și începe să producă și să plătească taxe către stat, pe când după o intervenție chirurgicală s-ar putea ca după 3 săptămâni, o lună, să se reîntoarcă la muncă și să înceapă să muncească, să plătească taxe. Dar nimeni nu socotește acest cost global. Nimeni nu socotește cheltuielile unei terapii intensive. Păi, care sigur merg mână în mână cu chirurgia. De asta gândiți-vă că stă poate scump după embolizare, să spunem, stă 2 zile în spital, pe când după o intervenție chirurgicală stă minim 7 zile în spital. Numai că costurile ținerii unui pacient în spital în România sunt foarte mici comparativ cu exemplu care l-ați dat în America. La noi, să spunem că o zi de spitalizare costă, să spunem, 2 milioane, nu știu, dar să ceva în genul acesta. Costă mai mult, sigur, dar 2 am milioane, pus pe o medie. La american probabil costă $1,000 ziua de spitalizare. Și discutăm despre alte costuri. Să revenim la tratament și ați spus că aveți o rezervă în ceea ce privește tratamentul medicamentos, care este dat de medicul ginecolog, da, atunci probabil când fibromul este mic, nu? Sau, voiam, înainte de a ajunge la tratament, voiam să vă întreb dacă sunt fibrome atât de mici încât n-are sens să le tratezi. Da, sunt și fibrome care sunt poate 1 cm, 2 cm și încerci să le ții sub observație să vezi cum evoluează. Sau dacă pacienta este în apropierea menopauzei și are niște fibrome de 1, 2, 3 cm care nu o supără cu nimic, este nu are inutil niciun rost să intervii, aștepți să vină menopauza, se lasă, cum să spunem așa, liniștea hormonală, toate încep să involueze, nu supără cu nimic, nu are niciun rost să intervii mai mult decât este cazul. Doar trebuie urmărită, monitorizată această și pacientă. Rămâne acel control ginecologic pentru a depista din timp alte fel de boli. Așa, dacă ne referim la terapie, tratamentul medicamentos, sunt o felul de medicamente au apărut mai noi, mai vechi, mai, cu mai mare succes sau mai puțin succes, pe care încearcă medicii ginecologi să le dea. Problema este că majoritatea dintre ele sunt medicamente hormonale, nu o să intru în amănunte strict medicale, care bagă pacienta într-o menopauză indusă medicamentos, care în general mai mult de 6 luni nu sunt recomandate să se ia, pentru că e destul de dificil să fii la 30-30 ceva de ani într-o menopauză indusă.
Să spunem că atâta timp cât se face tratamentul, fibromul rămâne pe loc, poate mai dă și ceva înapoi, deci se mai reduce în dimensiuni. Problema este cum s-a întrerupt tratamentul, fibromul își continuă drumul de unde a rămas. Și atunci, din experiența mea de 12 ani, am văzut că acest tratament medicamentos poate avea doar două indicații clare. Fie dacă pacienta este pregătită pentru o intervenție chirurgicală conservatoare, deci către o miomectomie, și atunci ginecologul îi dă câteva luni această medicație ca să-i mai reducă puțin din fibromul uterin, să-l mai devascularizeze și să-i fie mai ușor în momentul intervenției chirurgicale să-l scoată. Pentru a nu face histerectomie, exact, pentru a nu scoate sângera uterul abundent în timpul intervenției chirurgicale să fie, și să ginecologul să fie nevoit să intervină pentru oprirea sângerării și să facă histerectomie, adică să scoată uterul. Sau, dacă pacienta este în apropierea menopauzei și are ceva simptome date de aceste fibroame, să încerci să mai tragi puțin de aceste fibroame prin medicație, oprind sângerările cu medicație. Și cum am spus și mai devreme, în momentul când vine menopauză, toate involuează, se liniștește, toată lumea este fericită că nu mai sunt simptome, nu mai cresc fibroamele. Bine, deci, la o pacientă totuși de vârsta a doua? Da, deci dacă altfel, discutăm, dacă știm cam când ar veni la menopauză... La 35 de ani sau 40 absolut, de ani, mai deci asta e multe... vreau să vă spun. Două indicații clare din punctul meu de vedere. Fie înaintea unei intervenții conservatorii, fie dacă pacienta este în apropierea menopauzei și încerci să o mai tragi puțin până vine menopauza și totul se liniștește. În rest, din punctul meu de vedere, este doar o amânare a luării unei decizii mai concrete. Deci, până la urmă, tratamentul medicamentos are limitările are lui. Are limite, dar înțeleg că oricum mi-ați spus de luni de zile, ar trebui, vorbim de un tratament îndelungat. Totuși. Îndelungat, adică dar nu de timp, o săptămână, nu, două, în general trei. Se recomandă câteva luni, dar nici mai mult de 6 luni nu este recomandat de luat. Cu o monitorizare permanentă, pentru că trebuie văzut ce se întâmplă da, acolo. Dacă... Ginecologul urmărește pacientele din punctul ăsta de vedere și vede cum evoluează, și atât din punct de vedere al valorilor hormonale și din punct de vedere al evoluției fibromului, care de fapt se face ecografic și monitorizezi să vezi cum scade sau crește în dimensiuni. Vreau să vă întreb, înainte de a ajunge la embolizare, să, dumneavoastră, cam câte paciente aveți pe an care vin cu fibrom, nu vă cer o cifră exactă, dar ca să știm că totuși câteva aveți o experiență sute, clinică importantă. Câteva sute. Vin din nu... toată țara, bănuiesc. Da, absolut, din toată țara, în toată țara. Embolizare, în afară de o clinică privată, mai face cineva în România, în alte centre din țară, după știința dumneavoastră? Că știu că dumneavoastră și doctorul Nechifor lucrați. Avem la... Avem clar cea mai mare experiență. Noi am început această intervenție acum 12 ani. Erați singuri eram de pe piață care făceați acest lucru? În continuare nu suntem chiar singuri, dar continuăm să avem cele mai multe paciente. Mai avem câțiva colegi mai tineri care au început și ei să facă prin țară, numai că destul de puțin este și o mare reticență la nivelul medicilor ginecologi de a recomanda această intervenție pentru pacientele lor. Este o problemă și de material, este o problemă și de aparatură. Sunt probleme de care ne lovim de fapt zi de zi în România. În centrele mari se mai face embolizare? Mai este un coleg la Târgu Mureș, deci la care Târgu face. Mureș ar, mai e bine avem să se știe niște acest lucru. Medici care au învățat de la noi și au început să au încercat să facă ceva pe la Craiova, dar momentan nu mai fac pentru că aparatul este dezafectat. Deci a rămas doar Târgu Mureș. Puțin la Suceava este un fost rezident al meu care a încercat să facă și cam atât. Deci în mare cam atât. Vă propun după o pauză de publicitate să vorbim despre embolizarea fibromului uterin și să intrăm în subiect așa cum sigur trebuie. Publicitate acum. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este doctorul Bogdan Dorobăț, medic primar, șef de secție radiologie intervenționale și terapie endovasculară a Spitalului Universitar din București. Vorbim despre embolizarea fibromului uterin. În prima parte a emisiunii ne-am lămurit că
Fibromul nu este o boală atât de gravă, pentru că este o tumoră benignă, nu favorizează malignizarea, adică apariția unui cancer, dar trebuie tratat, pentru că altfel pune mari probleme pacientelor, mari probleme de sănătate, începând de la o anemie, dacă sângerează, până la un dezechilibru hormonal, nu? Până major. Asta, gândiți-vă netratat. Că poate sunt multe paciente care nu au copii și care își doresc, copii. Deci un fibrom poate să dea infertilitate, un fibrom poate să creeze mari probleme în timpul sarcinii. Discutăm de o formațiune tumorală de niște centimetri care, datorită furtunii hormonale din timpul sarcinii, crește în dimensiuni și e foarte probabil ca sarcina să nu aibă loc unde să crească, unde să se dezvolte. Și am văzut suficient de multe cazuri în care, din cauza unui fibrom uterin, pacienta nu poate să rămână însărcinată sau pierde sarcina pe parcurs. Dar totuși suntem în anul 2014 și sper că înainte de a se hotărâ o femeie să aibă un copil, trece pe la medicul ginecolog obligatoriu. Sunteți convinsă de acest lucru? Nici nu vreau să cred altfel, pentru că altfel lucrurile stau dramatic și anii au trecut peste noi degeaba, dar să revenim la tratament, domnule doctor, și dumneavoastră de fapt sunteți specialist în radiologie intervențională și faceți de 12 ani, cum ați spus în partea întâi a emisiunii, embolizări, embolizarea fibromului uterin, care de fapt înseamnă a evita bisturiu, operația. În unele situații. Uneori este nevoie, depinde. De aceea este foarte important o colaborare cu medicul ginecolog și luarea unei decizii împreună cu acesta. Dacă discutăm niște fibroame mari, dimensiuni peste 10 cm, să spunem, așa ne-am fixat noi o limită, și pentru o pacientă care își dorește copii, trebuie totuși avut în vedere că s-ar putea să fie nevoie de scos și chirurgical. Dar oricum este mult mai ușor de scos chirurgical, după ce scade câțiva centimetri, după ce este devascularizat, șansele de a ține uterul pe loc sunt mult mai mari. Deci embolizarea nu exclude. Nu exclude întotdeauna. Nu exclude întotdeauna. Așa, dar și intervenția despre chirurgicală mici, poate fi ajutată absolut, de embolizare. Absolut. Dar la dumneavoastră, la Spitalul Universitar, cu siguranță colaborați cu medicii ginecologi. Suntem solicitați de către ei, ei intervin în unele situații nu intervin. Dacă pacienta merge bine, nu este nevoie de intervenție chirurgicală și așa mai departe. Deci fiecare caz trebuie analizat în parte și luat o decizie împreună cu medicul ginecolog. Să vedem ce înseamnă, de fapt, embolizarea fibromului uterin. Cum se întâmplă acest lucru? Ca definiție, înseamnă, să spunem în termeni populari, înfundarea, închiderea vaselor de sânge care alimentează fibromul uterin. Este o intervenție minim invazivă prin care adică nu se deschide pacientul. Nu este. Despre este acest o lucru înțepătură, vorbim. Printr-o înțepătură, unde deci navigați pe arteră, pe exact, vasul de sânge. Prin interiorul vaselor de sânge este condus un cateter, care este un tub de plastic care este introdus în arterele uterine, unde se injectează niște particule de diferite dimensiuni care să închidă aceste vase de sânge. Cum ajungeți pe vasul de sânge? Începând de la ce? De la mână, de la picior? Cum navigați? Noi, majoritatea cazurilor, mai ales în ultimii 10 ani, le facem cu abord la nivel brahial. Deci la plica cotului se puncționează artera brahială, se introduce o teacă, îi spunem noi, care este un fel de branulă mai groasă. Adică e o înțepătură mai mare. Înțepătură ceva mai mare. Această branulă are, să spunem, sub 2 mm în diametru, prin interiorul căruia se introduce acest cateter, care este condus prin arterele corpului, coborând până la nivelul arterelor uterine. De cele mai multe ori pacientele poate nu înțeleg și se miră cum de ajungem în 10-15 secunde. Deci nu, în cazurile, majoritatea cazurilor nu durează mai mult până la ajunge la nivelul arterii uterine decât sub 30 de secunde. Se injectează o substanță de contrast radioopacă. Deci vizualizăm vasele de sânge cu ajutorul razelor X, ca să știm totuși pe unde navigăm. Și când ajungem în vasul care ne interesează,
se injectează, repet, această substanță de contrast ca să vedem vascularizația la nivelul uterului și să vizualizăm și fibroamele uterine. Și să știți cum navigați, cum exact, ajungeți, exact, unde trebuie. Și se injectează aceste particule care pur și simplu înfundă, închid mecanic vasele de sânge. Până la urmă, nu se mai alimentează fibromul asta cu sânge. Asta este scopul. Deci nu mai este să nu hrănit. Se mai alimenteze, exact, nu mai hrănit și el, să spunem așa, în termeni nemedical, se usucă, începe să se reducă în dimensiuni, se stafidește. Cât de mult se reduce în dimensiuni este o variabilă de la pacientă la pacientă, de aceea este și important să le explicăm pacientelor că nu neapărat dispare fibromul, că poate unele vin cu ideea că o să dispară. Nu, nu întotdeauna dispare. Scopul este să reducem în dimensiuni, să nu mai crească, să nu mai creeze probleme, deci să nu mai dea simptome. Să nu mai fie periculos pentru pacientă. Ăsta este și scopul. Deci nu neapărat că dispare. Că în majoritatea situațiilor nu are unde să dispară. Contează și foarte mult de la ce dimensiune pleci. Pentru că una e să pleci cu un fibrom de la 10 cm, și să spunem că scade la 5 cm, ceea ce e deja un răspuns foarte bun, și alta e să pleci cu unul de la 3-4 cm și sigur că s-ar putea ca la o ecografie peste 6 luni, un an de zile, să nu se mai vadă mare lucru. Și atunci pacientele spun că da, mi-a dispărut. Cât timp durează această procedură? În mod normal, dacă nu avem dificultăți din punct de vedere al intervenției, undeva 30-40 de minute. Sunteți singur cu pacienta? N-aveți da. Nevoie de medic anestezist? Nu, nu este. Anestezia întâmplă... este locală la locul de puncție, anestezia o facem tot noi. Deci este doar cât pentru exact, înțepătura în sine, exact, că altfel exact. Nu doare nimic. Nu, în... Intervenția nu doare. Pentru că majoritatea pacienților poate întreabă, nu numai în cazul acestor intervenții, în toate intervențiile pe care le facem noi pe vasele de sânge și la fiecare le răspundem, nu doare, pentru că nu simțim cateterul acela cum navighează prin vasele de sânge, pentru că noi nu avem receptori tactili în interiorul vaselor de sânge, așa cum nici nu simțim când sângele circulă prin vasele de sânge. Deci noi nu simțim nici sângele, nici acest obiect străin prin interior. Nu-l simțim. În momentul efectuării este nedureroasă. Această da. Procedură. Durerile apar după intervenție. Vom vorbi și despre acest lucru. Durează da. 30-40 de minute. De regulă, minute. Da. Dacă nu sunt probleme și problemele, de fapt, apar din anumite variante anatomice și dificultăți din ordin anatomic. Adică, cum spune noi în limbaj și pentru paciente, să nu fie vasele mai după colț. Și atunci, sigur, e puțin mai dificil sau trebuie schimbat unul din catetere și așa mai departe. Dar nu este periculos pentru dumneavoastră ca medic? Ați spus că lucrați cu rază X. Sunt convinsă, dar știți cum e la radiologia, eu știu, pulmonară sau altfel, medicul stă într-o cameră specială. Asta stă acum, pacientul este expus puțin, dar asta... medicul are nu știu câți pacienți. Nu este periculos pentru dumneavoastră sau pentru este colegii dumneavoastră? Este un grad de sigur și pentru mine. Că expunerea la rază X? Are un grad de periculozitate, numai că, primul lucru, aparatele care sunt acum sunt noi, sunt moderne și care încearcă să reducă la minim expunerea de raze X. Ăsta e primul aspect. Deci vă ajută aparatura. Aparatura da. Nu putem compara cu cele de acum 20-30 de ani. Aveți o aparatură performantă da, la Spital Universitar. Este unul dintre cele mai noi angiografe din România și ne ajută foarte mult pentru a obține o imagine bună, de calitate bună, cu o iradiere minimă, ca să spun așa. Ăsta e primul aspect. Al doilea aspect. E important să ne protejăm. Purtăm șorțuri plumbate, purtăm ochelari de protecție, guler ca să ne protejăm tiroida. Ăsta e al doilea lucru pe care poți să-l faci. Al treilea lucru, și care se capătă în general prin experiență, este să încerci să folosești cât mai puțin timp razele X. Să le folosești mai puțin. Și asta sigur că se capătă prin manualitate, prin experiență, încercând să navighezi prin vasele de sânge cât mai bine și folosind raze cât mai puțin. Vizualizați pe un ecran da. Sau cum se întâmplă? Se vizualizează pe un monitor ca orice imagine radiologică. Deci este o procedură și care durează puțin. Mai sunt și alte puțin. Metode, dacă intrăm în amănunte strict tehnice, să încerci să-ți diafragmezi imaginea cât mai mult în așa fel încât ea să bată doar în zona care te interesează și să nu bată
și în jur, unde nu are niciun rost să ai o iradiere. Sunteți convins că acum 30 de ani acest lucru părea, acum 50 de ani, de domeniul SF-ului. Acum vorbim de proceduri de navigare pe vasul de sânge cu un scop terapeutic intervențional. Radiologia intervențională s-a dezvoltat enorm de mult în ultimii 20 de ani. Enorm de mult. Deci acum 30-40 de ani poate se făceau mici intervenții pionierate, se făcea atunci. Sunt intervenții pe care noi acum le facem de rutină și care acum 10 ani erau pionierate. Mai puțin în România, în restul țării, embolizările fibromelor uterine revin. Deci, în mod normal, am înțeles că pacienta, femeia, este trimisă de ginecolog. Da. Dar se întâmplă să fie și la cererea ei, nu? Pentru că dacă ginecologul vrea neapărat să opereze, și sunt, nu avem de ce să ascundem lucrul acesta. V-am spus și mai devreme. Poate să vină, cum vină? Cu un bilet de trimitere? Nu, da. V-am spus și mai devreme, sigur că medicul ginecolog e cel care ar trebui să conducă aceste cazuri. Pentru că discutăm de o fibromă uterin, de o patologie genitală care reprezintă specialitatea medicului ginecolog. În mod normal, el ar trebui să sfătuiască pacienta și să-i prezinte toate metodele de tratament, cu plusuri și cu minusuri din punct de vedere de fiecare. Pentru că niciuna din metode nu este ideală, ca să fim sinceri. Deci primul lucru care a spus și mai devreme legat de America, sunt obligați să-i se spună toate metodele de tratament. Deci au un medicamentos, dar el exact. Nu prea funcționează. Cu plusuri și cu da. Minusuri. Au embolizarea fibromelor uterine și vom vorbi și despre efectele adverse, despre dezavantajele acestei Există orice intervenție metode. Și are dezavantajele și intervenția ei. Chirurgicală, da. Care în unele cazuri, foarte rar, este singura opțiune, să spunem da. Și lucrul acesta, dar foarte rar se întâmplă acest lucru. Exact. Dar embolizarea fibromelor uterine are un mare avantaj, că îți conservă uterul și poți să ai copii pentru exact. Pacientele care exact. Vor să fie fertile. Atâta timp cât, știți cum este, am discutat cu medici de afară și am discutat cu medici ginecologi de afară și am văzut modul lor de gândire. Scopul lor principal este ținerea uterului pe loc. Deci o histerectomie, adică scoaterea uterului, nu este o opțiune decât în cazuri extreme. Ei îl consideră un eșec. Deci nu se scoate uterul, pe când în România, în multe în cele locuri, mai multe cazuri, sigur, se scoate, se trece urgent da, ceea ce nu mai este medicina mileniului 3, să scoți uterul în orice situație. Dar care ar fi dezavantajul embolizării? Ce se poate întâmpla? Singurul dezavantaj sau singura problemă de care nu-mi place să se întâmple, se întâmplă foarte rar, da? Sunt cazuri accidentale care se poate întâmpla, este ca să nu se embolizeze și ovarele. Și dacă discutăm despre o pacientă care își dorește copii, sigur că este puțin mai delicat. Își pierde funcția ovariană și atunci da, nu mai poate să aibă copii. Da, poate în cazul extreme își pierde, pentru că uneori poate fi stimulată medicamentos și ea să se recupereze. În același timp este destul de dificil să se întâmple să embolizezi ambele ovare. Că dacă doar unul se embolizează, celălalt recuperează și funcționează pentru amândouă ovare. Ce minune e corpul uman până la urmă. Este. Din multe puncte de vedere este. Este și poate nu întotdeauna, adică multe situații nu-l înțelege. Deci celălalt recuperează, pentru că, în mod normal, ovarele funcționează alternativ, o lună unul, o lună celălalt. Dacă unul nu funcționează, celălalt preia funcția și funcționează lună de lună. Deci este puțin probabil să embolizezi și să distrugi ambele ovare. Sunt cazuri foarte rare și ăsta este singurul incident de care nu-mi place să se întâmple. În rest, n-am avut situații speciale. Există citate în literatură, infecții, există așa histerectomii de necesitate. N-am avut, din ce știu, de 12 ani nu am avut acest gen Dar de intervenții. Se pot întâmpla. Se pot întâmpla. Nu e vorba oameni, de erori medicale, e vorba mașini, de lucruri care presupun. Lucrăm cu oameni, nu lucrăm cu mașini și există, cu cât lucrez mai mult, cu atât există riscul să ai și incidente.
Știți cum este, cum se spune, cine nu muncește nu are și incidente. Și iarăși cum se spune în genul meu medical, dacă nu ai incidente, înseamnă că nu lucrezi suficient de mult. Dar femeia, repet, rămâne cu uterul intact. Da. Este conștientă pe tot parcursul procedurii. Da, absolut. Însă după ce ați spus de dureri. Are dureri. E o problemă cu durerile de după embolizare. Încercăm cu medicație, cu perfuzii să le controlăm. De regulă, durerile nu țin mai mult de câteva ore, maxim 24 de ore. Mai rar se întâmplă 2-3 zile să fie durerile importante. Dar sunt nu putem nega că nu sunt dureri după embolizare. La fel ca durerile de naștere? Asociere. Multe spun că da. Sigur, e mai dificil de judecat acum, pentru că totuși, știți cum e și cu durerile de naștere în medicina modernă, nu mai e voie totuși să ai dureri la naștere. Există epidurală, există da. Cezarie, adică se fac cezariene unde pacientele nu mai simt niciun fel de dureri. Deci durerile din timpul nașterii, părerea mea că ar trebui să fie, să țină de istoria medicinei, dar din păcate trăim într-o istorie a medicinei. Așa este, cazuri. Dar se poate, dacă există dureri, ele se pot contracara, măcar parțial. Vă întreb pentru că am auzit odată un doctor de cu tot altă specialitate spunând că cine încearcă odată embolizarea, a doua oră nu va mai face, tocmai din cauza acestor. Nu este adevărat, am paciente dureri care au revenit după ani de zile. Deci am paciente care le-am făcut embolizarea cu 6-7 ani, care au mers foarte bine, care au noi fibroame acum, pentru că apar în alt loc, nu? Sigur. Nu acele uscate, ele nu recidivează. De regulă nu, foarte rar. Am avut și recidive, dar sunt foarte rare și recidivele, și care după 6-7 ani au spus că tot embolizare vor. Chiar dacă au trecut prin câteva ore de durere, ideea de a-și ține uterul pe loc, de a nu trece printr-o intervenție chirurgicală, care și-are riscurile ei, orice intervenție. De a nu trece printr-o anestezie generală, care și-aia totuși, chiar dacă discutăm de paciente tineri, au și-aia riscurile lor, o anestezie generală. Cu siguranță, când te urci pe masa de exact, operație... Exact, nu e deloc o plăcere să știi că vei fi adormit și că nu vei ști ce e cu tine. Deci ele pot să reapară, de obicei, în alt loc, recidivele lucru sunt... care e valabil și după miomectomie. Pentru că, de regulă, miomectomia înseamnă doar scoaterea fibromului și ținerea uterului pe loc. Numai că sunt multe paciente cu mai multe fibrome uterine. Ginecologul, în momentul intervenției chirurgicale, încearcă să-i scoată fibromul mai mare, încă unul, dar de cei de dimensiuni mici n-are cum să se atingă, pentru că ar însemna să-i ciopărțească întreg uterul și să caute tot felul de formațiuni de diferite dimensiuni până el și vrei ca uterul să rămână și pe loc. Și avem multe cazuri de intervenții de embolizare după ce pacientele au făcut una, chiar două miomectomii. Repet, din punct de vedere chirurgical, chirurgul, ginecologul se adresează doar fibromelor mai mari în dimensiuni, dar cele mici își văd de drumul lor. O femeie cu fibrome multiple, pentru că se poate să aibă... Da, sunt destule cazuri, știi, cu de fibrome poate multiple. Poate să facă embolizare? Cu atât mai indicată este intervenția în cazul polifibromatozei, deci fibromelor multiple. Particulele injectate se duc în toată masa uterului și embolizează sau închid vasele de sânge pentru toate fibroamele care există în momentul intervenției. După embolizare, femeia stă în spital, mi-ați spus, de regulă 24 zile, de ore. Ca să poată fi supravegheată, are dureri. Are dureri. 24 de ore. De regulă, da. Minim, maxim 24 de ore. În general, durerile sunt câteva ore. Așa, după intervenție. Când poate să meargă la serviciu, când poate să depinde aibă activitate mult, fizică. Depinde foarte mult de pacient. Sunt paciente care după 3 zile nu mai au niciun fel de simptom și se întorc la servici. Sunt paciente care și după o săptămână se simt slăbite, se simt leșinate, mai au ceva dureri și încă bine, nu se întorc la servici. Și factorul cum psihologic. Cum spun eu, materialul clientului. Contează și materialul clientului pacientei. Foarte mult. Paranteză. Am observat din experiență că pacientele care au născut sunt ceva mai rezistente și reușesc să se reintegreze în viața zilnică mai repede decât o pacientă care poate n-a trecut printr-o sarcină. O pacientă care a născut normal sau cu cezariană, că vorbim de două paliere? Cred că sunt călite totuși prin sarcina în sine, nu neapărat prin ambele, modul în care au am înțeles, născut. Ambele variante, da. Și
Dar totuși mă gândesc că și durerile de după sunt mai ușor suportate de o femeie care știe să... știe, până la urmă vorbim de contracții la nivelul uterului, da. Nu? Ca să scape de acele... Corpul vrea să se protejeze. S-a intervenit în uter și atunci corpul are o reacție firească, uterul respectiv. Deci riscul de recidivă, înțeleg, este foarte mic. Foarte mic, deci nu știu dacă am una, două reintervenții pe an. Nu pentru e nevoie de concediu medical decât de 10 zile cel mult? Maxim 10 zile. Sigur, e bine să-i dai concediu medical câteva zile, nu poți să... 7 zile? Da, e suficient. Deci, 90% din cazuri, 7 zile este suficient. Acasă mai trebuie să ia antibiotice, da, antiinflamatoare? Da. Un antibiotic, pentru ca să fim protejați pentru o eventuală infecție, mai ales că totuși are acolo rol, are loc un proces inflamator, un proces de necrobioză la nivelul fibromului uterin și este bine ca pacienta să fie sub protecție antibiotică și un antiinflamator care încearcă să contracareze inflamația și contribuie și la diminuarea durerilor. Cam atât. Deci maxim 7 zile un antibiotic și un antiinflamator. Ăsta este tot tratamentul din punctul meu de vedere al intervenției pe care o realizăm noi. Se întâmplă de să aveți infecții pe acest palid? N-ați avut niciodată? Din ce știu, nu am avut niciodată în 12 ani. Dar atunci pacienta s-ar întoarce tot la dumneavoastră? De cel regulă, care... da, la mine sau la ginecolog, la medicul ginecolog. Monitorizarea după aceea a în pacientei mod normal, monitorizarea care a suferit o face medicul ginecolog. Este pacienta lui, el ar trebui să o urmărească și la mine doar dacă sunt probleme speciale. Monitorizarea se face ecografic, ce e cel mai corect. O ecografie la o lună de zile, la 3 luni, la 6 luni, știi de prima ecografie dinainte de intervenție care sunt dimensiunile fibromei uterine și urmărești periodic să vezi care, cum și cât de mult scad. Ele ar trebui să scadă cam într-un an de zile, nu? Înțeleg? Cam în 6 luni se cam întâmplă ce este de întâmplat. Lucru care l-am spus și mai devreme, este important de explicat pacientei că nu o să dispară de tot, de regulă. Și dacă au un teren predispus până la urmă, da, la fibrome? Da, peste câțiva ani că o să fac alte fibrome. Deci, probabil... deci orice scădere este importantă și nu poți să știi cât de mult o să scadă un fibrom uterin. Important este să scadă la o ecografie și de regulă una din ecografiile de urmărire trebuie să fie ecografie Doppler care să vadă dacă mai intră sânge în aceste fibrome. Pentru că dacă nu-ți mai intră sânge și el a scăzut 1, 2, 3, 5 cm, este foarte bine, este suficient. Ecografia Doppler o poate face tot ginecologul? Da, da. Deci trebuie ca ecograful problemă respectiv să aibă și o funcție Doppler. Cred că mai puțin au ecografii Doppler ginecologii, depinde și de aparatura pe care o au. Și atunci o pot face la dumneavoastră? Care... o pot face în spital, sigur, exact, pot face la... în orașul de unde sunt, există. Deci ecografia Doppler nu este un lucru care să fie inaccesibil chiar în orașele mici. Absolut. În mod normal trebuie să existe. Aș vrea să vă întreb dacă este o contraindicație de la prima embolizare la o viitoare embolizare, dacă se întâmplă ca pacienta să facă din nou fibrom. Nu. Nu știu să fie niciun fel de contraindicație. Nu avem probleme de acest gen. Deci nu există niciun soi sigur, de problemă? Una din contraindicații apar... pot apărea din cauza contraindicațiilor generale a unei investigații angiografice. De exemplu, sunt pacienți, pot fi paciente, mai rar la vârsta asta, dar nu e exclus, cu funcție renală proastă și nu poți să folosești substanța de contrast pe care o folosim noi pentru că nu ți-ar elimina-o la nivelul rinichiilor. Și asta sau cu un teren alergic, să fie alergice? În ziua de astăzi, la substanțele de contrast care există, n-am mai văzut de mulți ani de zile reacții alergice severe. Adică să intre pacienta în stop, să nu respire, să așa. Sigur că dacă apare ceva pe piele, este o chestie minoră. Și se rezolvă imediat, medicație, sigur. Se rezolvă imediat. Deci, repet, mulți ani de zile nu am mai văzut niciun fel de reacție alergică severă. Și facem totuși 2000 de pacienți pe an. Nu mă refer numai la fibrome uterine, mă refer la toată gama de intervenții care folosesc substanță de contrast. Deci asta rămâne iarăși puțin din istoria medicinei, de substanțele care se foloseau acum 20-30 de ani. O ultimă întrebare, că suntem la final de emisiune. Da. O pacientă cardiacă poate să facă embolizare de fibrom uterin? În principiu, sigur.
e nevoie de consultul cardiologului, dar nu cred că are niciun fel de problemă din punctul de vedere. Are o indicație de această intervenție și am avut situații destule în spital, mult mai corectă decât o intervenție chirurgicală. Cu siguranță vă dați seama acest că lucru, când nici aud, nu intră în discuție, da, deci bineînțeles. Vă dați seama că la o problemă cardiacă începe problema de anestezie generală, de terapie, de chirurgie și toți nu-și asumă niște riscuri când există o altă intervenție care ar putea să rezolve problema și să aibă riscuri mult mai mici. Am reținut, domnule doctor, embolizarea fibromului uterin poate fi o procedură de succes pentru multe dintre femeile care suferă de această afecțiune. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.